Astăzi, în cadrul ședinței Curții de Conturi, vom examina raportul auditului conformității acordării pensiilor în Republica Moldova. Doamna Larisa Postică, raportor. Sistemul de pensii este administrat și gestionat de către Casa Națională de Asigurări Sociale. Astfel, Casa Națională asigură stabilirea, acordarea, recalcularea și plata pensiilor, inclusiv în baza documentelor privind vechimea în muncă și câștigul, care sunt determinate de către instituțiile de forță. Rezultatele de audit au atestat că organul de asigurări sociale nu în toate cazurile a determinat conform mărimea acestui coeficient. Auditul a constatat existența în anul 2017 a situațiilor incerte în care organul de asigurări sociale aplică norma privind majorarea vârstelor de pensionare, atât la pensionarea funcționarilor publici, cât și la pensionarea pentru limite de vârstă. Raportul de audit va fi suplimentat cu un capitol aferent rezultatelor examinării unor petiții ce țin de acordarea pensiilor parvenite în adresa Curții de Conturi. Un alt aspect care va fi suplimentat ține de recomandările înaintate Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, care vor fi puse în sarcină de comun cu Casa Națională, în special la elaborarea și aprobarea în modul stabilit a suportului metodologic de aplicare a coeficientului nivelului profesional în formula de calculare a pensiei pentru limite de vârstă. Dacă ne uităm pe complexitatea proceselor care se examinează și se produc în Casa Națională, vă pot spune cu certitudine că sunt la nivel de 78 de procese, este un volum foarte mare de procese, iar dacă vorbim la nivel de plăți, 2.200.000 de plăți lunar se asigură către persoane. Noi în altă apreciem, doamna Grecu, efortul care îl faceți dumneavoastră. Oricum sunt, Curtea de Conturi are alte meniri, adică noi vinim mai mult asupra greșelilor, asupra greșelilor de sistem, dar oricum noi vedem trendul dumneavoastră pozitiv și sperăm că în câțiva ani, într-adevăr, o să fie ordine la dumneavoastră și în tot sistemul nostru de pensii. Pe noi ne bucură faptul că inexactitățile și constatările depistate nu au avut un important și efect financiar negativ. Aș vrea să menționez că există, sigur, diferite cazuri atunci când ni se prezintă acte ale instituțiilor de învățământ în care confirmă perioadele de studii, dar de fapt aceste perioade sunt intercalate, spre exemplu, de perioada satisfacerii serviciului militar sau există o întrerupere a acestor perioade sau alte situații atunci când persoana este transferată de la secția învățământ cu frecvență la secția învățământ cu frecvență redusă. Ministerul Apărării a examinat foarte atent raportul de audit și pe parcursul activității echipei de audit a Curții de Conturi, deci Ministerul Apărării a fost receptiv la cele observații și recomandări care au avut loc și noi o să le luăm în considerare pe viitor și să venim și cu contribuția în acest sens, ca să nu le repetăm pe viitor. Structurile de forță au o anumită procedură de documentare a perioadelor cu înlesniri. Însă, urmare a discuțiilor avute în cadrul acestor întruniri de lucru, în subiectele date, întrebările apărute, în opinia noastră, au fost explicate. Într-adevăr, reforma a presupus mai multe modificări parametrice în sistemul de pensionare, o nouă formulă de calcul, modificarea modalității de calculare pensii de urmași și valorizarea pensiilor deja stabilite. Vreau să vedem care este abordarea pe intern și pe celelalte cazuri pentru nu a fi repetate sau cumva scăpate din vizor. Ne-am adresat și la Ministerul Justiției pentru o explicare și pentru o explicare mult mai exhaustivă, să vedem cum, pentru că nu va fi doar situația anului ăsta, vor fi doar 2017, o să fie și 2018-2019, pentru că vârsta de pensionare se majorează, dar deja noi am învățat lecția și deja nu vom avea așa situații. Cum dumneavoastră ați modificat acest sistem, deci al CNAS, privind stabilirea, calculul și achitarea pensiei? Primul lucru care am făcut, am pre-
reluat plata începând cu 1 ianuarie, dacă țineți minte, 2017, chiar plata noi am efectuată din memoria mea instituțională pe data de 3. Toate privirile sunt îndreptate către CNAS ca plătitor, că calculează achită. Datorită efortului depus de Casa Națională, depusă de autoritățile responsabile, noi constatăm cu mare satisfacție că acești pași au fost îndreptățiți, iar Casa Națională are și suficiente resurse logistice și, cel mai important, umane, oameni instruiți, bine pregătiți, care au depus un efort care în final a demonstrat încă o dată că politica guvernului în acest domeniu a fost una motivată și îndreptățită. Eu vreau să vă mulțumesc dumneavoastră, să constat cu satisfacție că lucrurile merg într-o direcție corectă. Este o oportunitate pentru noi toți și acest control, aceste concluzii care au fost pentru moment scoase în evidență, să încă o dată să ne stabilim prioritățile pentru viitor, să vedem care sunt pașii în care mai avem, care pașii greșiți și ce mai avem de ajustat.